Agenția a anunțat faptul că președintele ucrainean Zelenski nu se află la Kiev într-un buncăr, ci în Brașov și susține faptul că are mai multe dovezi. Este posibil ca avioanele să-l transporte pe Zelenski și echipa sa, a anunțat propaganda rusească. Zvonul ar fi pornit după ce agenția de la Kremlin ar fi anunțat că trei avioane au aterizat pe aeroportul din Brașov la ora 16:30. De asemenea, nu ar fi fost transmise informații despre ele cu atât mai mult acestea ar fi fost însoțite de un elicopter al trupelor din Ucraina. Ria Novosti îi citează pe cei din proiectul War on Fake, care susțin că înregistrările lui Volodymyr Zelensky din buncăr sunt editate și trucate. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a părăsit Kievul, iar apelul pe care l-a înregistrat poate să fi fost editat, scrie canalul War on Fake Telegram. Locația probabilă a lui Zelensky este orașul românesc Brașov. Utilizatorii site-ului Flight Trader au atras atenția asupra unei aeronave neidentificate, care a decolat de la granița dintre Ucraina și România, însoțită de elicoptere ale Forțelor Armate ale Ucrainei. Este posibil, scrie canalul, ca avioanele să-l transporte pe Zelenski și echipa sa. Președintele ucrainean i-a sfidat pe invadatorii ruși. Volodymyr Zelenski a anunțat că este chiar în parlamentul prezidențial și că nu se teme de nimeni. Eu sunt în Kiev, pe strada Pankova, nu mă ascund și nu mi este frică de nimeni, a spus Zelenski seara trecută.